Neața lume, a venit momentul să facem acest clip șmecher, fiți atenți aici numai titlu, Kawaki este fata lui Amado. Da, deja sună dubios. Înainte să trecem mai departe cu acest titlu dubios, nu uitați să bagi un like, să te abonezi cu clopoțelul pornit, să lași un comentariu cu ce vrei să vezi next, dacă ai vreun personaj pe care vrei să-l vezi aici și lasă un comentariu. Și hai să continuăm. Interesul lui Amado pentru Ada se datorează faptului că și-a dat seama de monstrul pe care l-a creat. Pe de altă parte, nu este nimeni de care să-i pese mai mult decât Kawaki. În ciuda importanței sale pentru fiecare arc major din Boruto, Amado rămâne încă cel mai mare mister al seriei. Toate acestea, cel mai mare secret al său, și anume moartea fiicei sale și semnificația acesteia pentru motivul său, devine din ce în ce mai clar. Ea este cumva legată de una dintre creațiile lui Kara. Deși Amado nu a fost menționat niciodată în Naruto, cunoștințele și înțelegerea lui despre lumea Shinobi înseamnă clar că a fost prezent cel puțin în ultimele etape ale seriei originale. De fapt, cunoștințele sale îl fac un personaj atât de important. El are o înțelegere incredibil de profundă a clanului Otsutsuki, a obiectivelor și metodelor lor de operare. De asemenea, are abilități supranaturale în știință și tehnologie, în special în tehnologia ninja. Mai interesant decât inteligența sa este ceea ce îi motivează acțiunile care par profund personale, dar neclar dacă sunt pentru bine sau pentru rău. Principalele motivații ale lui Amado sunt într-un fel legate de fiica lui care a murit cu 12 ani înainte de începutul lui Boruto. Mulți susțin că Ada, cyborgul creat de Kara, este de fapt o versiune reîncarnată a fiicei sale. Ada fiind fiica lui Amado în Boruto este o teorie plauzibilă pe mai multe planuri. Pe lângă faptul că pare să aibă o afecțiune deosebită, mai este și faptul că Amado nu este afectat de puterile ei de atracție, care pot fi blocate doar de rudele de sânge sau Otsutsuki. Cu toate acestea, există o teorie și mai plauzibilă: Ada nu este reîncarnarea fiicei lui Amado, ci Kawaki este. Aha, pare dubios, dar fiți atenți numai. La fel ca Ada, Amado pare să aibă o afecțiune specială pentru Kawaki. Dar pe baza poveștii din jurul relației lor, afecțiunea pare să fie legată de dorința lui de a-l elimina pe liderul lui Kara, Ishiki Otsutsuki. Apoi, după ce a dezertat la Konoha, afecțiunea lui pentru Kawaki părea legată de folosirea lui ca unealtă sau armă pentru oricare ar fi scopul său final. Deși a fost șocat să o vadă pe Ada reapărând, el nu părea foarte îngrijorat de faptul că ea ar putea fi rănită de cei care au venit în ajutor. Într-adevăr, el crezuse anterior că ea era moartă, dar așa cum s-a dezvăluit în Boruto capitolul 70, preocuparea lui Amado pentru Kawaki este mult mai profundă decât părea la început și mai sinceră decât reacția lui de a o vedea pe Ada. Pe întreaga serie, Amado a arătat rare ori emoții. Cu toate acestea, când a aflat că Kawaki era pe drum, devine vizibil zguduit. De fapt, părea speriat pentru viața lui Kawaki. Este pentru prima dată când îl vedem pe Amado preocupat de bunăstarea altuia. Motivul evident al îngrijorării sale este că Kawaki este cineva special pentru el. Nu este important în sensul că Amado are nevoie de el pentru acest plan. Amado l-a creat pe Koji din Jiraiya pentru că avea nevoie de el ca să-l învingă pe Ishiki, dar l-a abandonat fără prea multă grijă în cel mai crucial moment. Amado pare să aibă o legătură cu Ada, dar cât de special ar putea fi aceasta dacă ar crede că ea urmează să fie ucisă și n-a făcut nimic ca să o oprească? Singura altă persoană pentru care Amado și-a arătat o îngrijorare similară a fost atunci când a vorbit pe scurt despre fiica sa. De ce altfel ar fi Amado atât de îngrijorat pentru Kawaki dacă nu cumva este legat de fiica lui? Dacă, de fapt, cama asta pe care i-a dat-o el lui Kawaki îi cama lui Fiesa, știi? Eu la asta m-am gândit că ar fi fata lui Amado, nu că... Dacă de fapt prin cama lui Kawaki iese fata lui Amado, care cumva e moartă, dar a reușit el să o bage în cama, că na, Amado face ce vrea el. Basically e Kishimoto Amado și face ce vrea el în Boruto. Dacă la un moment dat se reîncarnează Fiesa prin Kawaki sau dacă Amado el însuși, la un moment dat când Kawaki devine mai puternic, îi preia corpul, el, you never know. Să lăsați părerile voastre în comentarii. Până data viitoare, să aveți o zi incredibil de bună. Like, share, subscribe și ne aud de mâine cu un nou clip.